Secția de etnografie și artă populară a Muzeului Municipal din Câmpul Lung a organizat timp de 2 zile ateliere de pictură intitulate Poveste din țara mea. Au fost peste 400 de copii care au trecut pragul secției, unde au ascultat povești și au putut să-și dea frâul liber imaginației, desenând și pictând scene din poveștile ascultate. Țupa-țup. Țupa-țup, un iepuraș mic și neastâmpărat, cu urechea dreaptă, curită. Un sus și una jos. Cu urechea stângă, jos. Loștită. Se întorcea de la școală cu ghiozdanul sub sioară. Trecând printr-o pădure de braz, deodată, pe unde-i umbra mai deasă, găsi frunză lată de brusture de un verde fără cusur. Și zise, văzând frunza cea mare, asta o să mă apere de soare când o să ies din desiș în larg la luminiș. Și rupse brusturile, făcându-și din el umbrela. Ajuns în luminiș, își scoase tocul descris, un toc mic, mititel, frumos, frumușel, cioplit din os, la un capăt un pic ros. Evenimentul s-a adresat în special tinerilor, iar instituțiile de învățământ din Mușcel au fost receptive, profesorii împreună cu elevii participând cu interes. Timp de 2 zile, astăzi și mâine, se desfășoară ateliere de pictură, care au fost organizate cu ocazia expoziției temporare Povestea din țara mea. Acest atelier de pictură se desfășoară în 2 părți. În prima parte avem ca invitat special un povestitor, Cristian Matei, care le va citi copiilor 2 povești mai puțin cunoscute de ei. În a doua parte, participantul trebuie să-și descopere latura artistică și creativă, să-și creeze propria poveste, o poveste a fantasmului, plină cu personaje numai de el cunoscute, iar lucrările pe care le realizează participantul pe hârtie sau pe lemn le va lua acasă, unde își va aduce aminte cu drag și bucurie de acest atelier. Începutul noului an a adus mai multe activități educativ-creative în cadrul Muzeului Municipal din Câmpul Lung, iar pe tot parcursul acestui an, agenda de lucru este încărcată cu evenimente care se adresează în special tinerilor și seniorilor. Despre aceste activități ne vorbește managerul muzeului, Alexandru Oprea. Ne pare foarte bine să începem acest an cu în forță, să spunem, printr-o activitate dedicată în primul și în primul rând celor tineri. Pentru că, într-adevăr, această expoziție, așa cum foarte bine ați spus, este făcută de copii, iar atelierele care se desfășoară în acest moment în secția de etnografie și artă populară a Muzeului Municipal Câmpul Lung sunt făcute pentru copii. Cred că acest an este foarte important din punctul de vedere al aplecării, al atenției suplimentare adresată celor tineri, dintr-un motiv legat de modul în care comunitatea se raportează la cei tineri. Pentru că avem 2 grupuri vulnerabile, cel puțin în zona Câmpul Lung, sunt seniorii, pe de-o parte, și tinerii. Despre tineri vorbim despre lipsa de perspective și cu câteva inițiative absolut notabile făcute de bibliotecă sau de Casa de Cultură, cele 3 mari instituții de cultură, că altele nu sunt în Câmpul Lung. Pe de altă parte, sunt seniorii care au nevoile proprii de cultură și petrecerea timpului liber. Și în acest an, și prin asta debutăm în acest moment, încercăm să aducem un focus, o concentrare, o atenție pe zona tinerei generații. Pentru că ne interesează în primul și în primul rând să explorăm creativitatea, care știm foarte bine că există, dar nu este suficient promovată.
cu atât mai mult într-un spațiu de patrimoniu, de cultură, nu doar prin expoziții, nu știu, să spunem, în cadrul liceului sau al școlii. Și încercăm să scoatem la lumină această creativitate pe care tânăra generație o are. În al doilea rând, cred că suntem deja în secolul 21 în care trebuie cu adevărat să punem creativitatea și patrimoniul împreună. Efectiv, să arătăm că tradiția poate genera creativitate, tradiția poate ajunge în secolul 21 prin intermediul tinerei generații, pentru că ei sunt creuzetul prin care se poate realiza această unire. Tot în această perioadă, cei interesați pot viziona o interesantă expoziție cu tablouri realizate de copii din mai multe țări și care au fost premiate în cadrul celei de-a 10-a ediții a concursului anual Poveștile din țara mea.